Există telepatie? Ai simțit lângă cineva că îi poți citi gândurile? Sau că cineva tocmai ți-a ghicit gândul? Există într-adevăr un fenomen de transmitere a gândurilor, a emoțiilor, a sentimentelor între două persoane, între două sau mai multe persoane, fără a fi utilizate canale senzoriale cunoscute, normale, care sunt acceptate în mod obișnuit. Telepatia este o astfel de fenomen considerat paranormal, în sensul în care niciuna dintre elementele senzoriale cunoscute nu participă la transmiterea unor astfel de mesaje care pot consta în idei, sentimente, emoții, imagini, culori, gânduri, sunete sau senzații tactile sau de orice altă formă. Practic, această idee de telepatie este provenită încă din antichitate, din vechea Eladă. Tele însemnând distanță, patos, patein, însemnând a simți, o simțire la distanță, o simțire a ceva, a unei stări, a unei persoane, a unei simțiri la distanță a stării persoane respective. Practic, subiectul telepatiei a constituit o perioadă, un obiect privilegiat de studiu în ceea ce privește fenomenele paranormale și odată cu ideea că fenomenele paranormale nu pot face parte din știința oficială, că parapsihologia reprezintă o pseudoștiință, studiul fenomenelor paranormale a fost lăsat în umbră din perspectiva cunoașterii științifice, deși cam cu toții sau marea majoritate dintre noi suntem convinși că cel puțin o dată în viață cineva ne-a simțit gândul, ne-a intuit gândul sau că am simțit gândurile cuiva, că am gândit, am spus în aceeași secundă o idee împreună cu cineva, că ideile plutesc în aer, marile idei, și că două persoane ajung la aceeași idee în mod aparent simultan, fără a fi vorba aici de fraudă, de plagiat sau de alte aspecte de acest gen. Practic, studiul fenomenelor telepatice implică necesitatea unei alte forme de transmitere, un alt canal de transmitere a informațiilor pe care nu-l cunoaștem în mod obiectiv, nu știm că ar putea să existe un alt fel de acest al șaselea simț care ar reprezenta printre altele și telepatia și că o formă de activitate energetică, fie electrică, fie de altă natură, care are loc la nivelul creierului, ar putea fi transmisă și ar putea fi receptată de un alt creier la distanță. Și odată cu descoperirea undelor electromagnetice, studiile telepatiei au început să fie foarte la modă o perioadă, întrucât părea că propriul nostru creier este o antenă de emisie, recepție a unor astfel de energii pe diverse frecvențe și odată cu studiul undelor cerebrale, alfa, beta, gamma și așa mai departe și cu identificarea zonelor corticale responsabile cu diverse tipuri de activitate cerebrală, activitate neurală, părea că și fenomenele de telepatie pot fi sau ar putea fi explicate printr-o astfel de transmisie, de generarea unor unde electromagnetice și receptarea acestora de către o altă minte. Totuși, în mod pragmatic, nu au putut fi puse în evidență astfel de unde electromagnetice care să fie asignate fenomenelor telepatice. Nu există încă o măsurătoare a unor unde electromagnetice care să fie responsabile cu fenomenele telepatice, tocmai pentru că studiul fenomenelor telepatice implică nu doar o antenă și un receptor, ci și
o capacitate de emisie care diferă din moment, de la moment la moment, de la persoană la persoană și așa mai departe, și ca atare este foarte dificil de cuantificat un astfel de fenomen. Totuși, studii de ultimă generație, folosind scanere MRI, arată că în timpul unor experiențe de transmitere a unor gânduri, de transmitere telepatică, ar părea să fie activate anumite zone corticale și că persoanele care sunt considerate ca având o activitate mai intensă în domeniul telepatiei, au prezintă o activare a acelor zone corticale într-o manieră mai puternică și mai intensă, și ca atare un astfel de fenomen ar putea cel puțin fi corelat cu o activare deosebită a anumitor zone corticale, dar care sunt specifice unei atenții crescute, și nu putem spune că în mod obișnuit că acestea sunt specifice transmisiilor telepatice, ci doar a ideii de concentrare, întrucât transmiterea telepatică a unor gânduri, respectiv receptarea acestora, ar putea fi corelate cu astfel de zone corticale, ci doar ar putea fi corelate cu atenția sporită, cu atenția crescută. În aceeași direcție, cercetarea fenomenelor telepatice s-a realizat prin ajutorul acelor cărți zenate pe care am vorbit și în alte prelegeri anterioare, cărți zene care cuprind figuri geometrice, stea, pătrat, triunghi, cerc și așa mai departe, și la care o persoană emițător se concentrează, își imaginează acea figură geometrică și imaginează cum aceasta este transmisă către persoanele din apropiere sau din imediata vecinătate. Iar o altă persoană sau un grup de persoane urmăresc să recepteze acele imagini, și în momentul în care relaxați, într-o stare de relaxare profundă, percep imagini care par a fi un cerc, un pătrat și mai departe, și notează imaginile ce par a fi transmise și se analizează statistic dacă există o corelație între imaginile pe care persoana emițătoare le-a transmis și cele care au fost receptate de persoanele care au fost pe recepție telepatică și au putut să le recepteze. Și, în general, există un scor pozitiv la astfel de transmisii pus în evidență în foarte multe situații, adică în foarte multe situații nu putem vorbi de o simplă identitate statistică, de o simplă fapt că nu putem, că nu avem validitate statistică a unei astfel de transmisii, dar nici nu sunt studii care să arate din punct spectaculos din punct de vedere al transmisiilor telepatice, decât în anumite situații, în cazul unor anumite persoane, mai ales a celor care au anumit antrenament în ceea ce privește telepatia, ceea ce pare a fi produce la concluzia că acest fenomen ar putea exista, nu avem încă o certitudine științifică că fenomenul există, dar că anumite persoane sunt mai dotate către a emite sau către a recepta transmisiile telepatice și că alte persoane nu sunt dotate. Există experimente sau pseudo-experimente care au sau nu valoare științifică, nu dorim să intrăm în discuțiile epistemologice referitoare la parapsihologie, în care, de exemplu, au fost studiate electroencefalografic și din punct de vedere al MRI scanner, momentul în care, de exemplu, au fost făcute experimente asupra unor animale de laborator, șoareci de laborator sau pisici sau căței, în care
în momentul în care unul din pui, de exemplu, sufera o traumă, apăreau astfel de modificări în traseele electroencefalografice sau în activările cerebrale puse în evidență de MRI scanner la mamă, de exemplu. Și că există, practic, o astfel de transmisie telepatică a fenomenelor de durere. Există astfel de mențiuni despre care nu putem însă afirma că s-au făcut cu rigoare științifică și cu rigurozitate, în care au fost puse în evidență câmpuri morfogenetice care ar putea fi o explicație a unor astfel de fenomene telepatice, care practic ar putea să genereze forme energetice care să stea la baza unor fenomene fizice ulterior și care ar putea explica o serie de fenomene paranormale, inclusiv cele telepatice. Sunt discuții despre faptul că ar fi putut fi astfel de fenomene de telepatie puse în evidență și în studii între operatorii pe Pământ și cosmonauți aflați în misiuni spațiale. Nu știm în ce măsură informațiile sunt autentice sau sunt doar un produs al imaginației, dar astfel de cercetări ar putut avea loc. Sunt de asemenea experimente în care cei de la meditații transcendentale le-au realizat în anumite zone ale Statelor Unite în timpul unor perioade în care se medita, realiza meditația transcendentală la unison un număr mare de persoane, părea să existe o scădere semnificativă a ratei de violență în regiunile respective sau să existe o anumită modificare a unor parametri în generatoarele de numere aleatorii în momentul unor evenimente de o intensitate, de o intensitate dramatică în care multe persoane au o suferință colectivă, de exemplu, în momentul unui cutremur sau înaintea producerii unui cutremur sau înaintea producerii atentatelor de la 11 septembrie în Statele Unite, generatoarele de numere aleatorii au sesizat o modificare în aceste frecvențe a numerelor aleatorii generate și practic existența unui câmp de coerență, așa se numește în parapsihologia, unui câmp de coerență între diverse astfel de evenimente și stările asociate în rândul populației și că atunci când există sărbători religioase colective, participări masive sau forme de meditație colectivă în India, de exemplu, atunci generatoarele de numere aleatorii sesizează o modificare a frecvenței, apariției unor anumite numere care este neîntâmplătoare statistic sau nealeatorie statistic și care pot fi corelate cu aceste evenimente. Avem deocamdată doar o corelație pozitivă, nu una cauzală și nu putem generaliza faptul că această informație este una cu o valoare predictivă, că întotdeauna se va întâmpla atunci când apar un astfel de momente colective, există și fenomene telepatice, dar că există o mare probabilitate ca aceste fenomene să fie reale, să apară și să merite a fi studiate din punct de vedere științific. Dacă aveți întrebări în ceea ce privește fenomenele telepatice, dacă vi s-au întâmplat chiar dumneavoastră, dacă cei apropiați dumneavoastră au avut astfel de fenomene și au simțit gândurile sau sentimentele sau au simțit momentul în care unei persoane este foarte bine sau foarte rău, în care s-au întâmplat un eveniment excepțional, atunci vă rog să lăsați aceste informații în comentarii pentru a putea să le avem ca punct de plecare în viitoare discuții pe tema telepatiei. Și
vă rog să vă abonați la acest canal și să dați like, share, pentru a putea și alte persoane să afle de existența lui și să poată să fie împreună cu noi în vizionarea acestor videouri. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată.